Marcel Ciolacu, candidatul PSD, a obținut primul loc în județul Gorj la primul tur al alegerilor prezidențiale. Acesta a acumulat 36.836 de voturi, urmat la mică distanță de candidatul independent Călin Georgescu, cu 32.981 de voturi, o performanță remarcabilă pentru un candidat fără susținerea unui partid politic major. Locul al treilea a fost ocupat de George Simion, liderul AUR, care a strâns 31.206 voturi. Elena Lasconi, candidata USR, a obținut 14.955 de voturi, urmată de Nicolae Ciucă, PNL, cu 12.200 de voturi și Mircea Joană, cu 6.798.